În timpul ședinței de lucru a Partidului Național Liberal, care a avut loc duminică în sala mare a Casei de Cultură din Suceava, președintele Gheorghe Flutur a anunțat că primarul orașului Milișeuți, Vasile Cărare, membru USR, va candida din partea liberalilor la alegerile locale din acest an. Avem oameni noi alăturați și salut cu prietenie, care au anunțat că vor candida din partea Partidului Național Liberal. Fie că vorbim de Proșteni, și să-i aplaudăm, fie că vorbim de Cojoreta, fie că vorbim de Mănăstirea Humorului, fie că vorbim de Marginea, fie că vorbim de Frătăuții Noi, fie că vorbim de Milișăuți, fie că vorbim de Brodina, fie că vorbim de Fântâna Mare, sunt oameni care ni s-au alăturat și le mulțumesc că au avut și au încredere în noi. În timp ce președintele PNL anunța că Vasile Cărare va candida din partea liberalilor, primarul se afla la ședința Comitetului Politic al USR, care a avut loc în capitală. Anunțul a fost făcut de Gianina Ursu, președintele USR Suceava. Sper însă că domnul Cărare va rămâne alături de noi, pentru că cu noi a pornit și domnul Cărare are valori de dreapta autentice și consider că locul dumnealui este alături de noi. Păi nu a anunțat deja liberalii că fiind candidatul lor. A fost un deep fake news, ca să zic așa. Deci nu este adevărat. Domnul Cărare a participat cu mine duminică la Comitetul Politic USR. Am fost în echipă împreună. Faptul că a apărut în presă că domnul Cărare este deja în echipa PNL este la fel o încercare a PNL-ului de a arăta că, iată, domnule, noi am cucerit tot. Dar nu. În același timp, domnul Cărare a fost la întâlnirea PNL. A fost, pentru că a fost invitat și a vrut să vadă ce se întâmplă în tabăra cealaltă. E o mișcare politică, până la urmă. Nu înseamnă că a fost un angajament.